Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care astăzi voi verifica gramajul la alte petarde și anume, după cum se poate vedea, alte 3 tipuri de petarde explosiv show de 0,98 grame, cea mai micuță, încă una tot de la Fire Show, tot de 0,98 grame și de asemenea cea mai mare, un pirobum de 30 de grame. Să vedem dacă este tot în regulă. Nu uitați să dați pe butonul de like, să vă abonați la acest canal, să lăsați în comentarii ce vreți să mai facem, ce alte teste și gramaje și așa mai departe. Oricum mai am idei, dar o să le vedeți pe parcurs, așa că nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu toate. Ca și în videoclipul anterior, o să pun aici un șervețel. O să luăm prima dată un explosiv show, o petardă, după cum se poate observa marca Fire Show. Cred că aici ar trebui să țin o altă petardă marca Fire Show de 0,98 grame, la fel. O să încerc să scot, dar nu cred că voi reuși, așa că va trebui să o tai de la jumătate. Cea mai bună soluție este să o tai așa, că o să o tăiem frumos cu un cutter sau cu un cuțit mai bun sau cu ce aveți, dar mare atenție. Nu vreau să risipez praful, s-ar putea, având sub un gram, nici să nu îl ia cântarul, ia de la un gram în sus, dar nici un gram de obicei nu prea mi-l arată, dar am uitat, stați așa că înainte de asta, ca de obicei, am uitat să o punem pe cântar, să vedem, are 11 grame cu totul, adică tot din ce este alcătuit, așa. Bun. Iar acum 0, da, e pe 0. Haideți să îl desfacem și deja începe să cadă praful din interior. Cam atât ar fi. Dar nu cred că o să îl ia. Asta este petarda. Petarda de 0,98, care deci nu are nici măcar un gram și nici nu indică acest gram absolut deloc, din păcate. În schimb, îl am pe ăsta de 2 grame din videoclipul trecut, pentru că sunt filmate în aceeași zi. Am aici 2 grame care sunt cântărite și să vedem dacă ne arată 3. Aproape 1, 2, nu arată 3. Nu ne arată 3. Ia stai așa, dacă îl las pe ăsta, nu mai mi-arată. Sunt atât de... Deci, nici măcar așa nu vrea să arate. Când arată bine, când n-arată. Da, în fine, m-am convins. Deci are într-adevăr sub un gram. Sunt destul de slabe. Avem pasta de la Fire Show. La fel, o vom... să fie curat. O vom cântări, are 16 grame cu totul, are dopul în spate, am observat, deci s-ar putea să reușesc să o scot, nu mai am nici vârful la cuțit, am uitat, trebuie să-mi iau un alt cuțit, dar o să încercăm să vedem, hai să punem șervețel, hai că văd că se scoate destul de ușor, asta... Văd că a ieșit foarte ușor, neașteptat chiar. Haide să... Haide. Aoleu, mai are un dop. E dop cu dop. Mai are un dop. Nu se vede. Mai are un dop. Undeva pe la jumate. Aoleu. Tate, așa că nu e așa. Am zis că fac o treabă, dar nu fac altă treabă. Hai să văd unde o tai. Da. Verificăm dacă ne mint, ne păcălesc sau nu. Pornește, te rog. Se închide foarte repede. Așa. Și acum... Da. Îmi pare ca și la cealaltă, deci absolut deloc nu prea are. Uite, dacă o să pun gram cu gram,
ne dă un kilogram, nu? Dar nu, nici gram cu gram și nici asta, s-a închis. Măi, nu mă dezamăgi. Mă dezamăgește cântarul. Trebuie să-mi iau unul, 5 grame are. Că ar fi 2 cu 1 cu 1. Și de ce mi-a dat 5 acum? Șervețelele mai au un... 3 șervețele au un gram? Se pare că ar avea 5 grame acum. Nu știu cum. Că erau 2 cu 1 și cu 1. În fine, interesantă treabă. Dacă cunoașteți voi vreun cântar mai bun, puteți recomanda unul care să arate chiar și sub 0 grame. Sub, nu 0 grame, că nu ar fi cu minus. Să arate sub 1 gram, ca să pot să dau și cu 0, dați-mi link-ul în privat sau în comentarii îmi dați, nu știu, vedem. Bun, trecem la ultima, cea de-a treia, un pirobum de 30 de grame care are un 50 de grame cu totul. Și acum luăm un șervețel și ce credeți? Are sau nu are 30 de grame? Înainte de asta vreau să-mi scrieți, credeți sau nu are? Are sau nu are 30 de grame această petardă? Am și testat-o într-un alt videoclip trecut. Puteți să intrați să vedeți dacă n-ați văzut-o. Se aude mult mai tare în realitate față de cum se aude, bineînțeles, pe filmare, dar voi ține cont de sfatul și voi pune data viitoare ceva solid de desubt. Așa că, da, cred că nu o să meargă să o scot nici pe asta, că mi se pare că e foarte rigid aici prinsă. Și mai cred că mai pocnesc o dată asta. Nu, cred că la fel voi scoate din carton. Stai să nu cadă carton pe ea. Așa, scoatem din carton. E mai complicat decât pare. Iar apoi cred că o să reușesc. Gata, iese. Stai să-i dăm pornire. Și acum, momentul mult așteptat, este capacul gol. Hai să vedem ce cantitate avem aici de praf. Dacă este sau nu este. Oh, stai ca sări puțin pe lângă. ...24 de grame, a sărit, dar n-are niciun gram aici cât a sărit, efectiv mai mult o pulbere, un praf, n-are nimic. Se pare că avem o mare țeapă, de 6 grame ar fi în minus. Hai să le adun mai pe centru, poate. Care 6 grame? Că 7 grame. De ce arăta 24 și acum arată 24? Mare țeapă sau nu e țeapă? Ce spuneți? A? 6 grame minus. Pirobum de 30 de grame cu 6 grame în minus? Da. Este cam mare țeapă. Ne fură la gramaj ăștia. Vă dați seama? Asta este. Bun. Cam asta ar fi aici cu ultima petardă din acest videoclip pe care am verificat-o, voi mai face și în alte videoclipuri. Vă aștept în comentarii, aprecieri. Am activat opțiunea de membri ai canalului. Dacă vrea cineva să susțină acest canal pentru a cumpăra cât mai multe petarde, artificii și alte materiale nebune și să venim cu idei, aștept și sfaturi și comentarii. Deci dacă vreți să susțineți acest mic canal, puteți să o faceți în mod direct apăsând pe alăturete și aveți acolo mai multe informații și beneficii, bineînțeles, plus live-uri și așa mai departe pentru persoanele care se alătură. Și chiar mă gândesc, pentru cei care mă vor susține și se vor alătura, să fac un concurs în care voi da și premii, bineînțeles. Așa că fiți pe fază pentru cei care sunt abonați acolo pe membri. Cam atât. La revedere. Pa, pa!